nouă întâlnire alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule profesor! Ziua. Astăzi tema noastră, Franța. Franța, alegeri, Europa. A fost o surpriză, turul întâi pentru dumneavoastră, având în vedere că Emmanuel Macron pe locul întâi, după turul întâi, și Marine Le Pen locul doi, destul de strânsă, strâns scorul între cei doi. Dar pare să, așa cum uh, foarte multă lume, presă, analiști spun, uh, jocurile sunt făcute. Deși astăzi dimineață, astăzi fiind marți, când uh, înregistrăm această emisiune, am auzit de la diferiți analiști, din, de la diferite posturi de televiziune, că încă nu ar fi foarte, foarte siguri. Uh, deocamdată a explodat uh, această satisfacție, acest entuziasm al partidelor pro-europene, politicienilor pro-europeni, vis-a-vis de uh, succesul lui Macron, dar pare să se, se mai pot întâmpla unele și altele lucruri până la turul al doilea. Între timp, Marine Le Pen și-a dat demisia de la conducerea Frontului Național. Nu știu dacă are vreun rol determinant în cele ce urmează. Cum comentați la prima strigare, domnule ministru? M-ați întrebat dacă a fost o surpriză. Bă, e o semi-surpriză. De ce nu e chiar surpriză? Pentru că era clar că situația stângii scindate, pentru că în Franța, când stânga e unită în dreptul unui candidat, acela e mai puternic și cam intră în finală de asemenea în fața unei drepte și a scindată sau în orice caz ne în dreptul unui candidat, era clar că vine o altă soluție. Iar aceste două soluții par în context mai radicale și, și desigur mai atrăgătoare. De aceea a fost o semi-surpriză. Nu Credeam că François Fillon va scoate, în numele republicanilor, va scoate atât de puțin. Uh, nu uh, credeam că Macron va reuși din poziția unui outsider politic, pentru că el vine totuși ca un om uh, al băncii Rothschild, al unui bănci proeminente. El vine cu o experiență administrativă redusă. A fost uh, un timp scurt uh, ministru, ca ministru al finanțelor N-a promovat nicio reglementare, doar o, o ordonanță de guvern. Uh, mai departe, el nu are în spate unui, un partid, el vine ca independent uh, formal. Vorbin. Cât de independent este? Acesta uh, părerea mea s da, Părerea mea e că este, eu de fapt, un neoliberal, el va aplica soluțiile neoliberalismului. Uh, cu un efort de integrare prin progres tehnic, prin progres social a categoriilor franceze nemulțumite uh, și desigur va încerca uh, să revigoreze Europa. Uniunea Europeană depinde mereu de două locomotive Germania și Franța. Deci francezii au un rol în a imprima o formă uh, Europei. Deci uh, este independent în raport cu partidele existente, dar nu în raport cu viziunile care sunt în competiție și el reprezentând clar neoliberalismul. <coughs> Marin Pen a scos un scor istoric. Un scor istoric. Mai ce se întâmplă? <coughs> Vedeți, în discuția și internațională se folosesc doi termeni care ar trebui văzuți mai exact. Populism și extremism. Sigur, unde este extremism, trebuie spus extremism, unde e populism, populism. Numai că de multe ori termenii se folosesc nu în conotația lor precisă, ci folosesc pentru a discredita un punct de vedere. Cu siguranță, sunt și elemente populiste și elemente extremiste în, în, în viziunea uh, Frontului uh, Popular Național, di, național frontului din Franța. Universal. Dar uh, trebuie spus, nemulț, simpla nemulțumire față de o situație. Simplul efort de a căuta o altă soluție nu este nici populism, nici extremist. De aceea trebuie văzut de la casa Cazacal. Sigur, de pildă, uh, uh, Marin Le Pen uh, merge pe ideea unei uh, atitudini mai severe a francezilor față de imigrație. Aceasta atinge și unii cetățeni francezi, pentru că trebuie spus, Franța e plină de imigranți. Fran imigranți deveniți între timp cetățeni, adică imigrantul devenit cetățean nu e tratabil ca imigrantul potențial, acela e cetățean și trebuie să respecti. respecte. Deci aici apare într-adevăr un element extremist categoric și putem să dăm și, și alte cum Și cum s calculele Marine Le Pen? Pentru că vorbeați de cetățenii francezi, imigranți cândva, cândva, cei care, sau mă rog, generațiile uh, următoare, unde uh, și-a făcut oare calculul uh, bine Marin Le Pen uh, ce pierde aici și ce câștigă pe cealaltă parte? Eu cred, că ar fi că, interesant. Eu, eu cred că e un calcul, într-adevăr, politicianist, adică o <coughs> ambalare a ideii naționale, a mândriei franceze, chiar cu acest cost de a izola, de a pierde uh, printre, uh, printre imigranții naturalizați, să spunem așa, în Franța, deveniți cetățeni francezi. Calculul a fost, se vede bine, acela că mobilizând național câștigi mai mult decât e, altfel. Deci, cred că aici este problema. În continuarea analizelor, dumneavoastră cu permisat dumneavoastră, domnule ministru, câteva citate din uh, publicații uh, renumite europene. În Marea Britanie, The Guardian este de părere că Emmanuel Macron reprezintă cea mai bună speranță a unei mari țări profund ulburate. dar consideră că amenințarea pusă de extrema dreaptă nu s-a stins. Financial Times vede deja în turul al doilea de la 7 mai în coronarea lui Emmanuel Macron. În Germania, cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung se arată într-un articol intitulat Franța deșirată, rezervat în legătură cu calificarea lui Macron. Pentru Der Spiegel, succesul candidatului centrist este, citez, o palmă usurătoare pentru establishmentul politic iar în Belgia cotidianul lui Soar consideră că francezii citesc și au făcut revoluția lor măturând partidele și oamenii politici tradiționali de stânga și de dreapta pentru a pune față în față două personalități din afara sistemului. Acum ca ca fundal se știa deja de pe timpul lui Chirac. Chirac a fost după percepția mea ultimul președinte care a mai întruchipat un anumit golism, o anumită mândrie franceză și o anumită competență în abordarea problemelor. După aceea au venit și Sarkozy și Hollande care n-au mai fost la înălțimea unui președinte francez, o spun foarte, foarte direct, și prin alegerea oamenilor, și prin viziunea lor, și prin acțiunile lor, și mai departe. Și atunci sigur pe acest fundal era clar că Franța resimte nevoia unei noiri. Pe de altă parte trebuie spus Stânga europeană are o problemă grea. Ea nu și-a putut, nu numai în Franța, dar Franța este e, și ea elogventă, ea nu și-a putut elabora punctele de vedere pentru această nouă situație în care, de pildă, tehnologia reduce locurile de muncă. Stânga nu are o soluție la această problemă. La ora actuală, în toată Europa nu are. O, o modernizare tehnologică reduce fatalmente locuri de muncă. Ori stânga trebuie să apere jobul fiecărui 10, cetățean. Ca, aproximativ 10% din Ca să dau un exemplu. Un alt exemplu. În Europa, și nu numai în Europa, dar în Europa discutăm acum, este o polarizare socială, o polarizare a bogăției. Chiar în Franța, cel mai bun economist al Europei la această oră, Thomas Piketty, arată clar că se îmbogățesc mai rapid cei bogați, cu mult mai rapid decât cei relativ săraci sau, sau săraci. Deci, la această problemă, sigur, se pune întrebarea, stânga ce soluție are. Evident că soluțiile clasice nu merg, petatizări, etc., etc., Uh, nu, merg, ni, nu, nu, nu sunt suficiente nici alte soluții democratice, ele nu sunt suficiente, trebuie soluții mai profund democratice pe care stânga. Deci, stânga, în mod clar, 1, venea după președinția lui OrON care avea o problemă, mai multe probleme chiar, și doi, vene, vine, vine în această situație în care e clar, stânga europeană are nevoie de o nouă doctrină politică. Ea trebuie să aibă soluții, cum să zic, în sensul bun, atrăgătoare pentru e, electorat. Invers, dreapta franceză, care sigur a guvernat în mod frecvent, a avut în Fion, după modesta mea părere, un candidat nepotrivit, mai ales că să-ți angajezi soția și copiii în mod fictiv și chiar nefictiv banii publici este uh, un abuz uh, într-adevăr intolerabil și nu-i de mirare că el s-a și de. S-au descoperit viața, astfel de cazuri de, și în viața... la Comisia Europeană. Deci... Da, da, dar nu, da, nu e normal. Nu e normal, adică uh, să înțelegem. La București potrivit, să nu mai vorbim. Potrivit concepții democratice clasice, cei care vin în față sunt cei mai destoinici oameni ai națiunii. Deci nu vin oameni care sunt aduși de rude, de prieteni, de tot felul de ajunși în funcție și așa mai departe. Ia uh, avea acest problem, după părerea mea, dacă, dacă republicanii francezi intrau cu Alain Juppé, era cu totul altceva. Juppé este la ora actuală, după modesta mea părere, cel mai competent om de pe scena mare a politicei franceze. Dar, sigur, l-au executat. Uh, François Fillon, când a vrut să renunțe, sigur, partidul lui a cerut, acum mergi până la capăt, deci acolo a apărut un defect al... Cele... al Un defect, <coughs> aș spune, destul de grav în ce... cele natură moral-politică zi... al candidatului. În cele circa 10 zile, așa cum am pomenit și în deschiderea ediției de astăzi, unii analiști se mai așteaptă la uh, unele răsturnări de situație. Dumneavoastră, cum vezi, domnule ministru, se mai poate întâmpla ceva? <coughs> așa cum arată uh, declarații, Sigur, sunt două niveluri la care trebuie discutat. Declarațiile liderilor și voturile cetățenilor. Vedem bine. Uh, Melanșton a spus clar, fiecare cetățean e matur să decidă. Uh, și candidatul so socialiștilor și candidatul uh, republican, amândoi au spus uh, să-l sprijinim pe Macron. Așa cum arată lucrurile la nivelul declarațiilor, e clar că va fi o victorie pe la nivelul 65, la 35, 62, la 38 la, uh, uh, pentru Macron. Asta la nivelul declarațiilor. Acum, dacă apare un, un proces electoral, o, o, regândire electorală mai amplă, dar totuși în această situație e greu de crezut că frontul național poate întruni majoritatea plus 1. Extrema stângă ce, va face? E, foarte, foarte greu. Păi, extrema stângă cred că va vota alb pentru că ce se întâmplă. Frontul național a fost, a exercitat mereu un atac la adresa stângii, mai ales a stângii extreme. Deci uh, nu sunt motive de simpatie, nu, nu văd motive de, de simpatie. Cred că va fi un vot alb, adică se va abține în uh, această și situație. Și toate acestea se întâmplă într-o perioadă foarte tensionată, chiar în perioada ultimă, adică pe finalul campaniei prezidențiale a avut loc chiar și uh, un atac uh, terorist uh, de mai mici dimensiuni, dar tot atac terorist. Uh, unii se întreabă uh, oare vor fi și astfel de probleme în această perioadă? Ma sigur, Pe e greu, de, cele două greu tururi? de anticipat pentru că nu pot să anticipez ce fac grupuri răzlețe risipite în lume, dar coordonate din spate de, de și de finanțatori. Asta e greu de, de spus. E clar că de atacuri teroriste pot avea impact, dar totuși societatea franceză e deja cum să zic, după tragedii din ultimii ani, încât nu, nu, nu mai poate fi un șoc atât de mare pe cum ar putea fi în, în alte locuri. Deci nu văd elemente acum, însă trebuie spus, uh, au dreptate acele ziare care spun, domnule, pericolul venirii la putere cândva, sau în orice caz, pericolul influențării deciziilor, pentru că poți să nu fi la putere dar poți influența deciziile ca forță politică pericolul acesta nu a trecut deci cine, totuși ne uităm bine, e un sfert din populația Franței la primul tur care a votat direct uh, Frontul Național deci e un, trendul e un sfert. este unul crescător uh, e greu de spus, a oscilat, dar a spune simplu, se vede bine că un sfert din populația Franței vrea o schimbare în această direcție a politicii și atunci trebuie uh, uh, învățat din aceasta, adică trebuie luate în mână acele probleme și rezolvat. E clar că în politica imigrației nu se poate rămâne unde este. E limpede că se vor introduce controale, că se vor duce verificări, că Franța trebuie să facă ceva cu 8 milioane de oameni musulmani, sigur nu sunt toți teroriști, vai de mine, nu se pune problema asta, dar totuși acolo sunt strecurați vizibil cel puțin așa arată analizele ultimelor atacuri teroriste, sunt stricurați oameni care se ocupă de terorism. Deci aceste operațiuni va trebui să o facă Franța. Doi, e clar că vor spori controlul la frontierele Europei. Franța nu are cum gestiona o problemă de asemenea dimensiuni fără o cooperare în Europa. 3, este clar aici uh, că Franța nu poate ieși din Uniunea Europeană cu beneficii. Dacă Franța ar părăsi Uniunea Europeană, cum propune Frontul Național, ar fi Pierder enorme pentru Franța. E nu își poate permite și ea este inițiatoarea Uniunii Europene, printre inițiatori, nu? În primii doi chiar. Ei bine. Iar după Brexit, e, de, e, Franța e, rămâne e, cea mai puternică. Alături de Germania. Deci, nu, nu, sol, nu sunt soluții acestea, dar este clar că Europa, Uniunea Europeană, trebuie să-și gândească politicile încât să convingă cetățeanul simplu care suntem fiecare domnule ministru, după dacă proiectăm un pic după turul doi vin peste francezi și alegerile parlamentare. Ce se va întâmpla în Parlamentul francez? Ce se va întâmpla în cazul în care Macron va prelua frâiele puterii va nu va avea deși deși sistemul francez din punctul de vedere al președintelui, este foarte clar. Adică, foarte multe puteri în, în mâna președintelui. Dar ce se va întâmpla cu Parlamentul? Asta e o foarte bună întrebare. Uh, sigur, noi, cum se spune, partidele clasice au clacat. Nici unul n-a putut intra în finală. E adevărat, nici socialiștii n-au candidat în finală, nici uh, republicanii. Dar trebuie spus. Uh, E timpul foarte scurt, 15 zile, să faci o nouă formație politică, o nouă formație politică cu care să câștigi majoritatea în Parlament. De aceea, partidele acestea își vor spune părerea vrând-nevrând pentru că e prea scurtă perioada. Pe de altă parte, niciun partid nu va accepta să se topească într-un uh, rassemblement, cum se spune, într-o uh, structură repede concepută. E adevărat, Constituția Franței dă președintelui puteri mari, după modesta mea părere, prea mari. Pentru Franța nu mai e. A fost o soluție atunci când de Gaulle a vrut să uh, reformeze niște structuri venite din uh, imediat după război, dar trebuie spus, la ora actuală se vede bine și nemulțumirea față de, să spunem așa, monarhia prezidențială este în Franța și ea se lățește degeaba, nu, nu putem să ne facem că nu, că nu vedem. Deci, această uh, structură e clar că președintele Macron, foarte probabil, va decide să facă o ma nouă majoritate, va încerca, însă cred că va depinde de partide. Mă sigur, aici se apelează mereu și la orgoliu unui politician de vârf, care vor să fie prim-ministri, vor să fie miniștri și atunci se fac tot felul de combinații, dar și aici trebuie să fim foarte lucizi. Dacă suntem republicani, cum se pronunță acum cuvântul foarte des, atunci trebuie spus, partidele sunt cele care joacă rolul cheie în articularea voinței politice. Deci de partide e nevoie. Partidele nu se fac peste noapte. Ca să luăm și, și un alt exemplu. Sigur, inspirația majoră a lui Macron, cel puțin după declarația lui, este strategia lui Barack Obama. Barack Obama a venit și el cu o strategie un pic peste partide yes, we can. Această, acest, apel a venit peste partide. Hai să ne întrebăm ce a ieșit în America din aceasta. Deci, dincolo de, dincolo ce de toate entuziasmele de moment, trebuie sau dincolo trebuie să punem mereu această întrebare. Ce iese? Uh, nu vreau să citesc doar rivalii lui Obama, pe președintele Trump, care are o părere foarte severă despre... Dar trebuie spus, lumea care a rămas după Obama e o lume conflictuală și el a spus alaltă ieri, el n-a reușit să, 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 reușit să unifice națiunea americană. Unificarea e o chestie foarte greu de testat, foarte concret, pentru că n-a fost nicio revoluție, n-a fost niciun război pe teritoriul Americii, har domnului Dar, totuși, trebuie spus că uh, formula nu dă rezultate neapărat, chiar dacă ea calmează anumite tensiuni pentru moment. Ce va însemna pentru Uniunea Europeană? Uh... Uh, câștigarea alegerilor din Franța de către Macron. Așa cum arată lucrurile din declarație, Macron este pro-european, deci el clar că va coopera cu Angela Merkel, cu puterea din Germania uh, și s-a văzut bine, primirea lui la Merkel a fost de ambele părți entuziasmantă. Deci uh, s-ar putea ca un european să primească un impuls foarte bun, foarte sănătos de a se noi. E clar că Uniunea Europeană, dacă nu se noiește, atunci ea va bă... pierde pe o, politic. S-a dat o rectificare zilele trecute pe diferite fluxuri vis-a-vis -vis de o scăpare în timpul campaniei prezidențiale din Franța a lui Donald Trump. La un moment dat, undeva, și-a arătat prea accentuat, pare să simpatia față de Marine Le Pen. Dar imediat s-a lucrat pe tot ce înseamnă comunicare și s-a refăcut, s-a s-a renovat această... Cum vi se pare? Totuși, scăparea lui Donald Trump vis-a-vis -vis de Marine Le Pen... No, uh, nu cred că America... A fost una pe bune sau... Eu cred că a fost o scăpare, dacă a fost, fost scăpare. <laughs> dacă a fost o scăpare. Uh, nu, nu, dar... Sincer, nu cred că el, Donald Trump, s-a gândit la foarte concreta dispută din, din, Franța. Sigur, el salută de la ora actuală pe cei care, unu, privesc mai critic globalizarea, vor o corectură măcar al globalizării, uh, îi privește mai, mai atent pe cei care vor să pune Uniunea Europeană în mișcare, dar fundamental să fie clar, în politica sa, Donald Trump nu va contribui la slăbirea Uniunii Europene, din potrivă, uh, în politica sa, <coughs> nu va renunța la globalizare, chiar dacă va cere o corectură a globalizării. Deci, pentru, aici vedeți e, tonul în lume îl dă America, nu îl dă Franța. Franța se pliază în multe privințe la America și atunci, e, sigur, cum să zic, Donald Trump poate privi mai de sus prin forța lucrurilor. Ultimele două minute, domnule ministru, să vedem cu ce ați Da, Am adus trei cărți franceze, excelente. Franța dă în continuare reflexiile fundamentale, reflexii fundamentale în lume. Aici am cartea lui Gérard uh, Chalion, Michelian, un nivel Or du Monde. Franța are în continuare o perspectivă asupra lumii, ceea ce pentru ce, toți cei care ne alimentăm din cultura franceză, ca și în alte culturi, este foarte important. Franța are în continuare intelectualii integri, adică intelectualii care își spun părerea dincolo de oportunități sau de influențe sau de uh, șanse de carieră, etc. O excelentă antologie a lui Pascal Boniface, intelectual Integre, care uh, reafirmă această tradiție franceză, chiar dacă și Franța, ca orice altă țară, are și intelectuali oportuniști cu Ghiotura, dar totuși Franța rămâne fidelă acestei tradiții de intelectual care are o părere. Și sigur, apropo de Republicani, e o carte excelentă a lui Jean-Pierre -Jean Chevenemont, Define de Civilisation, La Sole Strategie pour la France, o excelentă apărare a republicanismului făcută cu un an. Deci, când se anticipa că, pe de o parte, Franța va fi tentată de... În viața ei politică vor fi tentații naționale, naționaliste, vor fi tentații neoliberale, tehnocratice. Și sigur, Șvenemont, un om foarte uh, înțelept, totuși, a jucat și un rol foarte important sub, sub uh, uh, Chirac, dar în guvernul francez, în guvernul socialist. Uh, un om cu foarte bună formație, el apără acest vulgarism, care astăzi se vede bine, i-a apărat cam de toate curentele mari din Franța pentru a se opune frontului la Cu de... tema Franței așteptăm turul 2, după care, în mod sigur, vom dezbate, vom discuta, vom analiza alături de dumneavoastră cele întâmplate uh, cu ocazia alegerilor prezidențiale din Franța. Domnule Ministru, mulțumim pentru participare și dumneavoastră de aștept spectatori, până data viitoare, toate cele bune. Ramına çağrı turda televizyon aramına. Arif